Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Ilgaz se află într-o poziție foarte delicată, fiind pus la mijloc între femeia pe care o iubește cu tot sufletul lui și munca ce este pasiunea lui, iar decizia pe care aceasta a luat-o a fost una surprinzătoare pentru toată lumea. Iecta Tilmen a crezut foarte mult că Ceilin i-a ucis fiul, așa că acesta și-a folosit toată averea și armata justiției din spatele lui pentru a merge după ea și cei din jurul ei. Deși această mișcare poate aduce pe toată lumea împotriva lui, durerea după pierderea unui copil poate aduce un părinte în cele mai nevăzute situații. Ceilin este nevoită să stea alături de alte femei cu povești absolut sfâșietoare, iar aici aceasta are o decizie de luat dacă preferă să-și amintească de crimă sau să asculte toate suferințele femeilor din jurul ei.